informați. Este caniculă extremă în mai multe țări din partea de sud a Europei. Meteorologii se așteaptă la temperaturi record. În Italia s-ar putea înregistra aproape 49 de grade Celsius. Căldura a făcut deja și victime acolo. Un drumar în vârstă de 44 de ani a murit la spital după ce s-a prăbușit pe marginea drumului. Colega mea Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile. Nati, bine te-am regăsit. Spuneau meteorologii că astăzi ar putea fi depășit un record absolut de temperatură în Italia. La ce vă așteptați? Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Se așteaptă temperaturi record în Italia în zilele următoare, în condițiile în care anticiclonul african Cerbero va fi înlocuit de Caronte, care aduce, spun meteorologii, temperaturi record. 10 orașe sunt sub cod roșu de caniculă astăzi, dar mâine acestea vor deveni 16 orașe aflate sub această cod de urgență maximă. Astăzi se așteaptă furtuni și fenomene extreme în nordul Italiei, dar în sud temperaturi foarte ridicate, iar de duminică meteorologii spun că la Roma s-ar putea ajunge până la 46 de grade, temperaturi care nu s-au înregistrat niciodată în Italia, iar în Sardinia de chiar 48 sau mai ridicate. Asta pentru că recordul de temperaturi în Europa este deținut din Italia în iunie 2021, iar specialiștii spun că în aceste zile foarte probabil acesta va depăși, iar temperaturile pot ajunge până la 49 de grade. Autoritățile italiene au recomandat deja ca bătrânii să nu iasă din casă și să folosească aerul condiționat acolo unde sunt. Pe de altă parte, după ce ne-am confruntat, așa cum spuneai și tu, cu prima victimă din cauza caniculei, un muncitor de 44 de ani a murit. Ei bine, ieri la Roma, în Piața Veneția, trei copaci, dintre care doi tini săculați, căzut sau prăbușit din cauza temperaturilor excesive care au secat solul și au uscat prea mult pământul. Din fericire, nu au fost victime, însă autoritățile din Italia spun că deja e nevoie de măsuri mult mai oportune pentru aceste schimbări climatice și aceste temperaturi cu care Italia nu s-a mai confruntat până acum. Sigur că vom vedea cum vor gestiona autoritățile italiene zilele acestea, temperaturile la care se așteaptă, și voi reveni cu toate detaliile la Antena 3 CNN. Te așteptăm, Nati, îți mulțumesc foarte mult, mergem mai departe.